În ultima perioadă, numărul cazurilor de gripă porcină a crescut alarmant de la o zi la alta. Din ultimele informări oferite de Direcția de Sănătate Publică, numărul persoanelor depistate cu virusul gripal tip A subtip H1 a ajuns la peste 20. 4 dintre pacienți sunt elevi ai școlilor și grădinițelor din Slatina și Mărunței. Având în vedere că astăzi elevii au reînceput cursurile celui de-al doilea semestru școlar, reprezentanții Inspectoratului Școlar au solicitat măsuri suplimentare de prevenire a răspândirii gripei. În fiecare vacanță, în unitățile de învățământ din județul Olt, se face dezinsecție, dezinfecție și curățenie generală, astfel încât elevii, în momentul în care vin la școală, să găsească toate spațiile amenajate corespunzător. Măsuri suplimentare referitor la cazurile despre care vorbeați dumneavoastră sunt în școli în acest moment au terminat la ciclul primar și după amiază la cei din învățământul gimnazial, medicii, asistentele și personalul medical care să depisteze din timp dacă mai există astfel de cazuri. De asemenea, în școli vor fi organizate activități educativ-sanitare cu privire la respectarea normelor de igienă, precum și informarea asupra primelor semne ale bolii. În cazul în care incidența cazurilor va crește, se poate ajunge chiar la suspendarea cursurilor. Printre cei 3 pacienți nou depistați, nu se află niciun elev.